Aș vrea din toată inima să ne unim cu toții și să nu o facem formal, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și aș vrea să vă spun de ce să nu o facem formal, pentru că este Creatorul nostru al tuturor de aici. Este suveran peste evenimente și este Tatăl nostru. Sună și mai familiar. Și Domnul Iisus este prezent în seara aceasta în mijlocul nostru, lăudat să fie numele Său. Amin. S-a citit acest text care este scris în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 6, și aș vrea să vă spun că vine primăvara, la dumneavoastră vine mai repede. Trebuie să realizăm că avem nevoie să strângem rod pentru viața veșnică. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în seara aceasta să parcurgem aceste etape care sunt similare cu cele din viața de fiecare zi a unui plugar. Și ca să fiu mai exact, unde să deselenim un ogor, că așa este scris în Osea, deci cuvântul lui Dumnezeu ne spune la 10 cu 11 și la 10 cu 12, să deselenim un ogor nou. Dacă e să ne uităm unde va fi acel ogor, aș vrea să îndemn părinții să nu uite că în Deuteronom, capitolul 28, cu versetul 4, ni se arată care sunt locurile exacte unde trebuie să muncească fiecare credincios. Și uitați să vă ce spune aici, la capitolul 28, așa cum am amintit. Iată ce citim și spune așa cuvântul Domnului: vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Va fi, uitați-vă ce frumos începe și spune, la câmp, rodul pântecelui, e vorba de familie, copie, să facă Domnul să fie o lucrare de binecuvântare, să spunem amin. Continuă și spune rodul pământului. E vorba de lucrul în via Domnului care se numește Biserica Domnului Iisus. Să fie binecuvântat acest loc binecuvântat. Și continuă și spune așa, continuă și zice, să fie binecuvântat și rodul turmelor. E vorba de bisericile locale. E vorba de lucrarea slujitorilor. Că ei sunt cei care trebuie să răspundă de sângele celor care îi slujesc și îi păstoresc. Și acum, dacă ne ducem mai departe, frați și surori, aș vrea să vă spun că primul lucru este categoric să ari, să intre adânc cu plugul, să deselenești un ogor nou. Și așa cum am spus, uitați-vă ce frumos este scris în Osea și aș vrea să ne ducem să citim în Sfânta Scriptură, pentru că e mai bine când citim decât atunci când spunem. Și zice așa, la Iosua, capitolul 10, cu versetul 11, cu versetul 12, și zice în felul următor: semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Deseleniți-vă un ogor nou, este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să plouă ce? Mântuire. Și frați și surori, uitați-vă ce frumos le descrie David în Psalmul 65, dacă ne ducem aceste patru lucrări care vizează aratul. Și spune așa de la versetul 10, îi uz brazdele, îi sfărâm bulgării, îl înmoi cu ploaia și îi binecuvintez răsadul. Uitați-vă ce frumos ne spune cuvântul Domnului. Și acum ne ducem să vedem ce să semănăm. Și începem. Dragi frați și surori, sămânța este în primul rând cuvântul lui Dumnezeu. Părinții sunt datori să ia la cunoștință că sunt educatori. Tata și mama sunt educatori care trebuie să conducă copiii la Dumnezeu.
Eu am cunoscut o persoană care a refuzat un salariu foarte mare, un salariu foarte mare, era vorba de multe zerouri, era dincolo, peste ocean, și a spus așa, zice, n-am condus niciun suflet la Dumnezeu, dar copiii mei pe care mi-a dat Domnul trebuie să-i conduc la Dumnezeu. Și a refuzat salariul anual de milioane de dolari. În ziua răsplătirii, în ziua judecății, va fi o martoră pentru mulți, pentru mulți care n-au realizat cât de importanți sunt copiii pentru părinți. Și dacă e să amintesc că părinții sunt cu adevărat educatori, ne ducem la Proverbe și uitați-vă ce spune la 6:20, doar atât citim. Spune așa cuvântul Domnului: fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățăturile mamei tale. Doamne, ajută-ne! Dacă e să începem cu copilașii, dragi copilași, aș vrea să vă spun că a venit o vreme grea în lumea aceasta. Nu știu cât sunt aici, cât ascultă, dar a venit o vreme grea. Copiii trebuie să realizeze că cea mai mare bătălie se dă pentru ca ei să fie înnecați în canalele Nilului. Faraonul anticristic este cu ochii pe ei. Dragi părinți, fiți foarte atenți că acești copii trebuie conduși în Împărăția lui Dumnezeu și de care noi vom răspunde că trebuie să ne prezentăm cu ei înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne facă să fim conștienți, să spunem amin. Dragi copii, ascultați de Domnul, ascultați de părinții voștri. Cea mai mare binecuvântare ți-o dă Domnul ca rezultat al felului cum ai ascultat de Dumnezeu și de părinți și cum ai reacționat când nu te-a văzut nimeni. E foarte important ce auzi. Să nu uitați, dacă sunt copii aici, realizați că noi trebuie să intrăm în țara promisă și trebuie să ascultăm sunetul trâmbiței, să fim în jurul părinților și să cerem de la ei ca să ne dea cea mai bună și mai binecuvântată binecuvântare, atenție, să ajungem mântuiți. Mulți își pun mâinile pe copii și le spun să fie bogați, să fie plini de bani, să fie ce n-au avut părinții de obicei. Să punem mâinile pe ei și să spunem să fie mântuiți, Doamne ajută-ne! Amin. Să fie salvați și Domnul să facă ca această lucrare să fie o lucrare de binecuvântare. Sunt foarte mulți tineri și mulți mă întreabă și am avut discuții anii trecuți ce să fac să refac relațiile cu mama și cu tata. Te duci la mămica și la tăticu, dar nu te duci dintr-o dată, schimbi macazul, începi să-i asculți, că te simți dacă urmărești doar binecuvântări. Du-te și cerile să pui mâinile, să pună mâinile pe tine și să spună tot ce am gândit rău, tot ce am vorbit rău, să dispară, să se șteargă înaintea lui Dumnezeu. Și în urmă să fie o binecuvântare în care copilul, tânărul și tânăra să aibă biruință pentru vremurile care vin. Doamne ajută! Asta înseamnă să arăm și să udăm cu lacrimi, frați și surori. Să arăm și să udăm cu lacrimi, pentru că noi citim în Sfânta Scriptură și găsim scris că în Psalmul 126, se pare, cu versetele 5, găsim scris că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Chiar așa este. 126 cu versetul 5. Faceți lucrarea Domnului, dragi părinți. Rodul pântecelui trebuie să fie binecuvântat și să fie un rod strâns pentru viața veșnică. Doamne ajută-ne! De unde știm lucrul acesta? Uitați-vă, Domnul Iisus a spus în Ioan, capitolul 4, versetul 36. Și citim aici ceva foarte interesant. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Ioan, capitolul 4, versetul 36.
Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Și acum fiecare dintre noi să fim foarte atenți. Am deselenit un ogor nou în familie, îl poți deseleni la locul de muncă, la școală, între vecini și oriunde se ivește ocazia. Folosește-te de toate prilejurile și Domnul să te ajute. Ești informat că vei răspunde de ocazie, vei răspunde de prilejurile în care puteai să lucrezi, să semeni sămânța și n-ai făcut-o. Domnul să ne facă conștienți. Nu uitați, dragii noștri, semănați și dimineața, așa cum spune Biblia. Dimineața seamănă-ți sămânța, seamănă și seara, seamănă ori de câte ori se ivește ocazia. Atenție! Dacă vrei să ai binecuvântare, trebuie să ai o imagine frumoasă, că nu primește celălalt, n-acceptă. Trebuie să știi că ceea ce ești vorbește mai mult decât, mult mai mult decât ceea ce spui. Să nu uitați ceea ce vorbești, e atât de cu mare greutate că ceea ce spui nu se mai aude. Iată de ce să fim conștienți. Se apropie seara. Vreau să știți, se apropie seara că nimeni nu va mai putea lucra. Părinții sunt chemați să lucreze. După aceea, toate categoriile celelalte de slujitori care sunt chemați să lucreze. Și aș vrea să vă spun câteva categorii. Cei care au darurile Duhului Sfânt, cei care au slujbe în biserică și sunt scrise slujbele acestea, cunoaștem la Efeseni, capitolul 4, versetul 11, aș vrea să ia tot seama care sunt slujitori chemați, i-a dat pe unii apostoli, la ora actuală trebuie să fie cei care sunt trimiși să întemeieze biserici și încep așa cu un nucleu. Se duc și vestesc într-un loc unde nu este vestită Evanghelia. Să facem tot ce putem ca lucrarea să fie făcută pentru că se întoarce Domnul. Și Domnul Iisus a spus, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovedită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor națiunilor. Atunci va veni sfârșitul. Uitați-vă, apostoli, proroci, evangeliști, ești evanghelist. Cuvântul Domnului te autorizează în această seară că ești evanghelist. N-aștepta să o fac un evanghelist din când în când aici, că nu întotdeauna are și binecuvântare, pentru că nu prea vin mulți în ultima vreme. Oriunde ai ocazia, folosește-te și lucrează și Domnul să binecuvânteze rodul muncii mâinilor tale care vor semăna cuvântul. Nu uita, învață, vestește și nu tăcea, pentru că într-o zi când va veni răsplătirea, uitați-vă ce frumos spune Daniel, mulți din cei ce vor învăța pe mulți, parcă 12 cu 3, mulți din cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Întreabă-te foarte serios și mergi puțin prin imaginație să presupunem că se închide ușa libertății. Ești mulțumit de lucrarea care ai făcut-o până acum. Ai snopi care au primit mântuirea și au fost aduși la Domnul Iisus Hristos. Să fii foarte atent că lucrarea Domnului trebuie făcută acum cât este ziua, cât se poate lucra. Lucrați până este ziua, că încă o dată spun, vine noaptea, când nimeni nu va mai putea lucra. Și uitați-vă ce spune aici. Deci acolo la Daniel spune că cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprinire vor străluci ca stelele cerului, în veac și în veci, de veci. Învață, învață și învață. Învață la școală, învață, ca să fiu mai exact, să transmiți cuvântul, mamă și tată care ești aici, să transmiți cuvântul mereu și mereu, mereu și mereu. Uitați-vă, evreii de micuți sunt învățați și dimineața și când se scoală și când se culcă, aud învățătură. Aud și rămân acolo și sunt atrași, își iubesc națiunea. Trebuie să o faci, Doamne ajută-ne! Dar tu care știi că trebuie să vestești, de ce ți-e greu să spui câteva lucruri fiecăruia, să-i spui că primul lucru este iubit de Dumnezeu, oamenii sunt sensibilizați, pentru că mulți nu sunt iubiți la ora actuală, nu sunt iubiți.
Și primul lucru care face cea mai mare lucrare este să-i spui că este iubit. Eu am spus unui bătrâne la acum ceva timp și a făcut ochii mari, avea 89 de ani. Eu iubit la ora aceasta de Dumnezeu? Da. Cum mi-ați putea dovedi? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea, că a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă, auziți, sunteți iubiți, uite, vă garantez cu Sfânta Scriptură. Peste o săptămână era deja în apa botezului și a sfârșit frumos, a sfârșit frumos, frați și surori, să nu tăcem, avem care, conform învățăturii noastre, se ducă în foc. Ai avertizat, i-ai avertizat să se oprească din calea care, pe care merg. Și apoi nu trebuie să venim, frați și surori, cu învățături de acestea, că dacă nu ești într-o anumită, noi nu predicăm biserici și nu chemăm oamenii la biserici, noi știm că nu mântuiește nicio biserică, nu că nu-i chemăm la biserică, nu mântuiește mai exact biserica și nu mântuiește niciun om și nicio biserică. Mântuiește un mântuitor, care este Domnul Iisus, slăvit să fie numele Său. Să-i chemăm la Domnul Iisus. Și aș vrea să spun, fă lucrarea aceasta, cheamă-i pe oameni la Hristos, spune-le și nu trebuie să aruncăm pietre în momentul acesta, trebuie să fim foarte atenți când vorbim cu oamenii. Nu venim cu lucruri care ar putea deranja din ceea ce nu se potrivește cu învățătura noastră. Ai fugărit peștele. Trebuie să audă că este păcătos, este al doilea lucru. Noi am păcătuit, păcatul are consecințe, nu avem timp să spunem. Fă lucrarea aceasta și seamănă. Și trebuie să știe că soluția este Domnul Iisus Hristos. Și în momentul când l-ai prezentat pe Domnul, trebuie să știi că El este Stăpânul. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi cum? Și îl propoci la urmă, mergi mai departe cu stăpânul vechi sau vrei să schimbi stăpânul? Și cei care sunt sinceri spun, vreau să schimb stăpânul și vreau să-L declar pe Hristos. Și nu este greșit să vă puneți pe genunchi, să spuneți o rugăciune. La început mulți nu vor ști să se roage. Le spui ce să spui după tine, dar încerci. Am avut o ocazie când i-a zis unui om care îi predicam. Nu vreți să vă rugați? Am rămas uluit, ce frumos s-a rugat. Foarte frumos s-a rugat. Sunt oameni care încă au aflat că rugăciunea este tot ceea ce ai nevoie și vii înaintea marelui preot care este Hristos. Doamne ajută-ne! Ce trebuie să faci după aceea? Bineînțeles că te alături cu cei care merg în aceeași direcție. Te alături cu credincioșii care merg în aceeași direcție. Și auziți ce frumos a cântat ultima cântare. Toate au fost frumoase. Și așa să vă spun, cântați într-un mod foarte frumos. Deci, cred că numai în cer se va auzi așa frumos. Domnul să binecuvinteze toate corurile acestea și vocele acestea și pe toți cântăreți. Amin? Va fi așa frumos când într-o zi vom fi în marele cor. Auziți, imaginați-vă ce va fi acolo. Eram prin anii 2008, eram în grădina Ghesiman din Israel și când am văzut din toate națiunile slujitori care citeau din Biblie, din fel de fel de limbi și din fel de fel de culori, m-am pur și simplu, am izbucnit în lacrimi. Ce va fi în ziua când ne vom întâlni cu Domnul din toate națiunile, din toate veacurile? Pe Marea de Sticlă, cei care au biruit fiara, pe muntele Sionului, cei care au avut pe frunte caracterul lui Dumnezeu, că nume înseamnă caracter, caracterul Domnului Iisus, să facă Domnul să nu lipsească niciunul de la acea frumoasă întâlnire și de la cel mai mare cor al tuturor timpurilor și să spunem amin. Apoi, dacă i-ai spus că trebuie să-L urmeze, trebuie să-i spui prin pocăință, să-L urmeze prin botez, biblic, prin schimbarea vieții și prin sfințire până la sfârșitul vieții. Auziți, o sămânță care necomplicată trebuie vestită. Și vreau să vă spun că trebuie să-ți faci datoria. Într-o zi te vei prezenta înaintea Domnului. Și dacă ești cu mâinile goale, cum te vei simți când îți vor fi puși martori care au făcut tot ce au putut ca să vestească Evanghelia și să fie lumine în viața aceasta. Domnul să ne ajute! Mergem mai departe și am spus că semănăm. Dar acum aș vrea să nu uitați, revenim acum în grădină, în via Domnului. Trebuie să facem lucrarea aceasta frumoasă ca să crească la statura plinătății lui Hristos. Să nu uitați, e nevoie să ne hrănim.
e nevoie să bem apa curată, a învățăturii curate a Cuvântului Dumnezeu, ca să creștem și atenție în familie și oriunde am fi. Poți să fii o sursă de viață și poți să fii o sursă de uscăciune care să faci pustiu în jurul tău, să fugă colegii de tine, să nu-și dorească să lucreze cineva cu tine. Vreau să vă spun că este foarte trist. Să fii o sursă de binecuvântare. Când rostești, să rostești aprecieri. Am determinat mai mulți liceeni zilele trecute să se învețe să vorbească de bine, pentru că se vorbesc mult de rău române. Și le-am spus, ia căutați pe cineva de aici din clasă și rostiți câteva aprecieri. Să știți că unii așa de greu au spus că probabil n-au făcut-o niciodată. Câte aprecieri rostești pentru soția ta, tu care ești soț aici? Câte aprecieri rostești tu care ești soție pentru soțul tău? Câte aprecieri rostiți voi pentru părinți care se ostenesc? Faceți să înflorească ogorul unde sunteți puși. Nu fiți sursă de pustiire, că sunt persoane care pusteiesc în jurul lor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atenție la cuvinte, atenție la gânduri, încep cu gândurile, atenție la cuvinte, că toate acestea, să nu uitați, vor face ca cei din jurul tău să înflorească, să zâmbească. Eram în mașină nu demult cu niște frați și au luat la ocazie un copil din etnia aceasta romă și l-au întrebat de unde vine, zice, de la părinți. Nu te-au oprit părinții acasă? Nu. Dar unde mergi? La căminul de copii. Și nu te-au oprit părinții? Nu. Auziți, era așa de trist, zice, și cu frățiorul meu suntem de câțiva ani. Nu am timp să arăt toată discuția, dar când s-a îndepărtat, cineva i-a dat o sumă frumoșică, probabil că nu i-a dat nimeni. Să-l fi văzut cât de mult, cu ochii în lacrimi, mulțumea lui Dumnezeu. Nu i-a dat nimic. Fă pe cineva să-și descrețească fruntea. E atâta amărăciune în lumea aceasta. Fă pe cineva să se bucure de tot ceea ce faci. Să înflorească. Nu face pe cineva să se vestejească. Să fii atent la tot ce vorbești. Cuvintele nu se mai pot întoarce, dragii mei. Și spuneam și de dimineață, am fost unde am fost, acolo la Pecica, și spuneam despre, m-a impresionat cum a reacționat o bătrână. Era într-un autobuz și la un moment dat a intrat, așa, din lumea aceasta, știți cum sunt anumite persoane, mai puțin și zelate, cu bagaje, peste cap la bătrână, cu haine, peste tot, bătrâna de-abia îi se vedea nasul. O doamnă din spate zice, doamnă, dar chiar sunteți interesantă, dar nu reacționați deloc, ia uite-te la copila asta, așa mai rostit, ce-a mai rostit. Era de cultură aceasta, pop, cum se spune. Și au zis ce spune bătrâna. Zice, doamnă, zice, doamnă dragă, călătoria e scurtă, doamnă. La următoarea stație, cobor. Se merită? Întrebați-vă. Se merită? Ce mă ajută? E scurtă călătoria, trebuie să faci ca cei din adunare, să fie bucuroși că te văd, că ne întâlnim, să faci ca să fie o binecuvântare cel din jurul tău pentru tine și tu să fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Domnul să ne ajute să lucrăm, frați și surori, cu inimă. Vestim cuvântul, îl vestim și facem lucrarea Domnului în via Domnului, în biserică. Îmbărbătăm, auziți, darul îmbărbătării. Lucrează cu darul învățăturii, învață. Lucrează cu darul de evangelizare, darul milostenii. Lucrează cu darul Duhului Sfânt, darul ajutorărilor. Fă-o cât se poate. Să nu-ți pară rău într-o zi că ai muncit degeaba. Mă uitam la un frate care avea îmi spunea prin anul 2012, zice, copilul meu este acum cam de vârsta care l-am văzut în vis.
Și copilul mi-a spus, zice, tate, nu te mai osteni așa mult, tate. Mai lasă din goana și din truda cu care te ostenești zilnic și gâfă-i, că într-o zi îți va fi zadarnic tot efortul și toată truda. Și l-am întrebat, dar zice, câți ani avea copilul? Zice, atunci avea 2 ani și jumătate. Dar în vis era de peste 10 ani. Și zice, e cam timp acum. L-am întrebat, l-ai ascultat pe copil? Zice, nu prea, frate, zice, mai merg iar în Anglia, mai fac o casă, termin, încep alta. Zice, nu l-am ascultat. Frate și soră, să fim atenți la ceea ce ne-a binecuvântat Dumnezeu. E atâta lume care are nevoie de ceea cu care te-a binecuvântat Dumnezeu. Știm noi că într-o zi oamenii aceștia care au agonisit nu vor mai avea ce să facă. Vă spun că cei care vor rămâne în ziua mâniei lui Dumnezeu, uitați-vă ce spune, sau hai că la dumneavoastră nu se citește pe ecran, ne ducem foarte frumos, foarte frumos. Ne ducem la Biblie. Uitați-vă la Isaia 2:20, numai din curiozitate să vedeți ce scrie acolo. Ce se va întâmpla cu cei care n-au știut să fructifice și să lucreze, atenție, să lucreze pe ogorul cu darul milosteniei. Iată ce spune aici. Suntem la 2:20 și spune în felul următor. Citez. În ziua aceea, dar reiau de la contextul ca să ne înțelegem despre ce e vorba. Versetul 19. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției lui când se va scula să îngrozească pământul. Zice, în ziua aceea oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei și îi vor arunca la șobolani și la lilieci să ne ferească Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu. Frați și surori, lucrurile acestea nu sunt povești. Uitați-vă la mersul lumii. Uitați-vă așa din curiozitate. Și noi am fost chemați să lucrăm pe ogorul Evangheliei. Și am spus să fim atenți cu ceea ce se numește ogor în familia noastră, în biserica noastră, în vecinii noștri. Du-te și vestește Evanghelia în Ierusalimul familiei tale, în Iudeia, țării noastre, Samaria, dacă vreți, acelor care nu sunt, uitați-vă, țări care nu cred în Domnul Iisus, la nivel general, și până la marginile pământului, Domnul să ne ajute. Aceasta este lucrarea care Domnul ne-a încredințat-o și trebuie să facem lucrarea aceasta. Și acum, nu uitați, ce trebuie să reținem, frașilor? Trebuie lucrat cu inimă, făcut dragoste, ca pentru Dumnezeu. Uitați-vă, dacă ne uităm aici, ne ducem numai puțin la Coloseni aici, mi-am amintit în momentul acesta, ceva foarte interesant. Și n-ar fi ca să ne uităm foarte atenți. Auziți, tot ce facem cu cuvântul sau cu fapta să fie făcut totul cum? Auziți, în numele Domnului și mulțumim prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și arată aici ce spune, nevestelor arată să fim foarte atenți la cuvântul care este îndreptat către neveste, la cuvântul care este îndreptat către bărbați, la cuvântul îndreptat către copii, către părinți. Nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Și auziți, robii înlocuim cu muncitorii. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunt eu de față, spune aici, așa, dar uitați-vă ce spune, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă, cum? Oamenilor, ci cu curăție și inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Tot ce lucrăm să facem din toată inima ca pentru Domnul și Domnul să ne ajute. Dar uitați-vă ce spune. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul ce? Răsplata. Că, atenție, că asta este scopul nostru. Răsplata, ceea ce v-am spus. Răsplata pentru rodul muncii sufletelor noastre, a mâinilor noastre. Și acum continuă și spune ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului că cine umblă cu strâmbătate va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o. Strâmbătate în familie, când soția nu este supusă soțului, reluăm de la capăt.
strâmbătatea bărbatului care nu-și iubește soția, strâmbătatea copiilor care, atenție, nu ascultă de părinți, strâmbătatea părinților care întărâtă copiile, promit și nu duc la îndeplinire. Și acum nu uitați, în final, pentru că timpul trece, deci am arătat, trebuie să deselenim un ogor nou, să arăm, să udăm cu lacrimi, să facem tot ce se poate pentru ca să știm că vom culege rod și vom strânge rod pentru Domnul. Am arătat că trebuie să lucrăm din toată inima pentru Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. Și acum un lucru și mai interesant, frați și surori, este secerișul. Urmează secerișul. Urmează vremea când se va face această lucrare la nivel planetar, numit lucrarea aceasta secerișul. Și am arătat aici că cine umblă cu strâmbătate, să fim atenți ce spune aici, stăpânilor dați, robilor voștri, tot ce le, adică patronilor dați, muncitorilor voștri, tot ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân mai mare ca voi în cer. Atenție să lucrăm cu dreptate și nu cu strâmbătate. Doamne, ajută-ne! Și frați și surori, am arătat că urmează ceea ce va urma în curând. Vine secerișul, frați și surori. Am arătat că trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu la toate nivelele acestea. Și chiar slujitorii trebuie să fie foarte atenți că și ei sunt chemați și sensibilizați. Predicatori, slujitori, cei ce au darurile Duhului Sfânt, toate lucrurile și toate aceste lucrări și munci trebuie făcute ca pentru Domnul, Domnul să fie lăudat. Și spuneam că vine secerișul. Și aș vrea acum să ne uităm numai puțin la ceea ce urmează numit secerișul. Prima dată ne ducem în Matei, capitolul 13, doar câteva versete, și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Un cuvânt foarte interesant pe care vreau să-l menționez aici. Și când arată aici la pilda nevodului, spune așa, este foarte interesant ce spune la versetul 38. Țarena este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău, vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului. Sfârșitul veacului, frați și surori. Sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Ce credeți că se va întâmpla la seceriș? Ia uitați-vă ce se va întâmpla. Citim pe partea cealaltă și spune așa. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Deci 13 cu versetul 49. Îngerii vor ieși. Vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Auziți? Și sfârșitul veacului, vreau să vă spun că așa cred și vă spun și dumneavoastră, așa am găsit scris, urmează revenirea Domnului, dar nu înainte de a fi testată biserica. Și trebuie să știți că așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și este scris și în Matei, capitolul 24, îndată după acele zile de necaz, care n-au mai fost. Și noi vedem că are loc confruntarea aceasta dintre lumină și întuneric sub ochii noștri. Trebuie să ne situăm pe baricadele Domnului și pe baricadele credinței. Doamne, ajută-ne! Nu uitați, testele care vor fi, nu vor fi ușoare, va sufla vântul și furtunele vor ieși din cămările oricum n-a mai fost de când este pământul. Iată de ce trebuie să ne rugăm să ne adunăm copiii, biserica, să cerem Domnului putere să rămânem în picioare. Rugați-vă, dar în tot timpul să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Dar atenție, nu vom trece prin mânia lui Dumnezeu, pentru că nu ne-a rânduit la mânie. Mânia nu. Dar spune îndată după acele zile de necaz, rețineți numai ce, cum începe ziua lui Dumnezeu. Cum începe ziua Domnului. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca. Luna nu-și va mai da lumina ei și stelele vor cădea pe rând. Atunci veți vedea pe Fiul Omului venind cu mare putere și cu mare slavă. El va aduna, deci îngerii vor aduna și auziți, urmează secerișul. Vei fi parte la seceriș?
Ia uitați, vedem câteva pagini și citim ceea ce este foarte, foarte greu de acceptat pentru unii. Pentru că ne place să fim așa, să n-auzim de niciun necaz, să fie totul bine, să plecăm de pe așa sofe, comode și așa mai departe. Nu, dragii noștri, în toate veacurile biserica a fost testată și nu va scăpa, mai ales la final. Iată ce spune aici. Și versetul spune, El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi ale cerurilor. Auziți, din cele patru vânturi, de la o margine până la cealaltă. Și pentru că timpul fuge foarte repede, uitați-vă cum arată revenirea Domnului în Apocalipsa, capitolul 14. Și iată ce citim aici. Spune așa cuvântul Domnului. La capitolul 14, începând cu versetul 14. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secera! Pune secera și seceră pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este cum? Copt atunci cel ce ședea pe nor și arunca secera pe pământ. Și pământul a fost secerat. Și după aceea uitați-vă ce urmează. Urmează cea mai tristă scenă. Cei ce au rodit, atenție, cei ce au rodit struguri sălbatici, să fim foarte atenți. Foarte mulți nu iau în serios relaționarea. Face parte din rod. Și vreau să arăt că unul dintre textele care sunt și trebuie să ne trezească în seara aceasta este, unul din texte este în Ioan capitolul 15, cel mai cunoscut probabil de noi. Și atât ce citim aici la Ioan capitolul 15. Spune așa, la versetul 2, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai multă roadă. Frați și surori, să știți că a fost un moment în care cred că ne-am făcut un bilanț seara aceasta. Unde suntem cu lucrul? Nu uitați, nu e de glumă. Să știți că Domnul trece printre rânduri și se uită în dreptul fiecăruia. Ce lucrează calitativ și cantitativ? Și dacă ați descoperit că s-au întâlnit în viețile dumneavoastră, Domnul a descoperit lenevire spirituală care nu trebuie ignorată, că mulți nu lucrează pentru Domnul, să știți. Vin doar așa la adunare ca și când ar asculta o liturghie și se duc la fel înapoi. Dragii noștri, a venit vremea reformei, Doamne ajută-ne! Trebuie să ne implicăm și revin în fiecare familie să se uite foarte atenți părinții. Se va prezenta cu toți copiii? Uitați-vă cei care slujiți, dar din toate punctele de vedere, uitați-vă, Domnul va încredința suflete, ne-a încredințat vecini cărora să le spunem. Fug românii noștri pe la marginea pământului, până și în Noua Zeelandă sunt. Și uitați-vă și întrebați-i dacă au fost peste gard la vecinul din cel mai apropiat loc. Și întrebați-vă dacă i-a predicat Evanghelia. Este foarte adevărat ceea ce auzim. Frați și surori, să facă Domnul să fim conștienți că trebuie să ne prezentăm și să primim roadă pentru munca noastră, părinții, pentru rodul pânteciului. Să ne prezentăm cu toți cei pe care ne-a dat Domnul înaintea lui Dumnezeu. Și revin, noi toți cei care lucrăm în via Domnului, binecuvântată să ne fie slujirea. Amin? De dimineață lucrați și semănați, nu stați liniștiți, aveți persoane ca să nu răspundeți, într-o zi să vă arate cu degetul vecinii din iad și să spună, uite, am stat lângă pocăiți, nu mi-am spus niciodată nimic. Da, alții au spus, zice, mai degrabă am văzut că a fost o piatră de poticnire, cum să mă pocăiți ca cel care a stat lângă mine, care făcea una și alta? Să fim atenți că a venit momentul când Domnul se plimbă și dacă ai descoperit că nu lucrezi, El este încă mijlocitor, roagă-L să insiste la Tatăl, să-ți mai dea o șansă, Doamne ajută-ne! Este momentul mijlocirii, să nu uitați, pentru mulți va mijloci Domnul să vă mai, și să ne mai prelungească un timp, să lucrăm în timpul scurt cu garanții care a rămas, în timpul scurt care a rămas.
Și apoi, nu uitați, frați și surori, să, în momentul când va lua decizia Domnul, înainte ca să o ia, uite-te foarte atent și du-te la rădăcina problemii tale. Întreabă-te foarte bine, vei fi răsplătit? Faci o lucrare de binecuvântare pentru răsplată? Atenție, și vreau să nu uitați un aspect, dacă ne ducem la Filipeni, uitați-vă numai din puțin așa, amintim aici, spune așa cuvântul lui Dumnezeu și vreau să fim foarte atenți la versetele acestea. Unii este adevărat, propovedesc pe Hristos din invidie, versetul 15, și îmi deduc de ceartă, cum o faci? Dar alții din bună voință. Uitați-vă, ne ducem mai departe, la versetul 2:2. Spune așa, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă și nici din slavă de șartă. Atenție, foarte mult s-ar putea să avem probleme aici. Să facem ca pentru Domnul și niciodată nu te pune în față. Nu-ți pune titluri arogante și pompoase în față. Să dea Domnul să fim toți așa cum își spun apostolii întâi, rob. Rob și, atenție, uitați-vă azi dacă o să găsiți formula aceasta, foarte rar, sau deloc. Rob și apostol, uitați-vă la marea parte a urmașilor lui Dumnezeu. Să nu faci să atragi asupra ta orice ai face, că lucrezi prin cântare, că lucrezi prin poezie, că lucrezi prin milostenie. Toate trebuie făcute spre slava celui care merită numele lui să fie binecuvântat. Frați și surori, și când va veni secerișul, aș vrea să vă invit la o cercetare lăuntrică, să fim foarte realiști cu noi. Lucrăm sau suntem harnici? Mâinile acestea vor avea într-o zi răsplată pentru rodul muncii mâinilor. Rodul muncii sufletului, ți se va înviora sufletul, că așa i-a spus, așa scrie profetul Isaia. În 53 cu versetul 11, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Să vă dea Domnul spor la lucru, amin? Să nu-ți spună în ziua aceea rob, viclean și leneș, să ne spună veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii și să primim răsplata binecuvântată care este viața veșnică împreună cu cei cărora le-am slujit și cei cărora le-am vestit cuvântul și au primit salvarea, să te facă Domnul un bun lucrător. Amin? Domnul să ne facă să intrăm la lucru și Doamne ajută-ne la lucru în via Lui până se va reîntoarce să fim cu El pentru totdeauna. Numele Domnului să fie binecuvântat pentru eternitate. Amin.